Bogdan. Ne aflăm într-un sat de pe malul Dunării, doamnelor și domnilor, în pitoreasca Românie. Mișcați parcă și motivați de ungurii din Budapesta, românii de aici au vrut să dea și ei dovadă de spirit civic și braț de luptător. Așa că s-au mobilizat mai ceva ca cei 300 de spartani ai lui Leonidas. Leonidas Borcea! Au, au! Hei, pleacă, măițică! Românii s-au mobilizat și ei pentru a construi un dig în calea Dunării. Îl vom intervieva puțin pe cel care conduce ostilitățile aici, domnul? Da, frățică Digulescu, șef de echipă. Ați venit cu noaptea în cap la treabă. Foi, oi, pe la ora 6 când a venit eu, ăștia erau deja aici, fumau ca negri pe plantație. Așa era un fum aici că de el mi-am rezemat bicicleta. Păi da, văd că se cam pierde vremea. N-ar trebui să vă grăbiți puțin cu lucrările la dig? Nu ne grăbim. Pentru două găleți de apă, nu e un capăt de țară. Și cum plănuiți să faceți digul? Digul? Păi am adus și am avut pe acasă pungi, saci menajeri, eu am adus un fâș. Un fâș? Da, l-am purtat pe stadion la meciul cu Olanda. Știți când ne-au rupt fâșul Van Persie? Apoi o rupt, n-am ce face cu el. Am adus aici la dig asta, mă. Și doar din pungi și fâșuri? Nu, deci pungi, apoi saci de nisip. De unde ați adus nisip? De la balastieră? Nu, a adus țăranii ce-au avut pe acasă. Tot de pe acasă. Și e destul? Vă ajunge? No, dar cum să nu? Păi unii de pe la noi de prin sat au sub unghi mai mult pământ ca în balastieră. Ca să nu vă mai spun ce au între degetele de la picioare. Că apoi direct vine mazăre și își face o plajă. Aici. Bun, deci pungi, nylon, saci cu nisip și atât? Și ce? Stâlpi, nu puneți, nu ranforsați digul. În Budapesta au pus stâlpi. Bine, mă, ungurii. Ăia s-au alarmat pentru nimic. Aici la noi, în fața barului, într-o duminică mai însorită, avem mai mult scuipat decât au ăia apă. Nu-s probleme, doamnă. Dar o să ranforsăm totuși și o să ieșim și mai ieftin ca ungurii. Cum așa? Păi ei au costat 3 milioane de euro. Fonduri europene. Ce fond? Fonduri europene ne trebuie nouă. Am vorbit cu domnul Robu de la Temeșvar să ne dea niște palmieri din aia cum a pus el în oraș, să-i punem de stâlpi. Numai 10.000 de euro, doamnă. Da, vă place să ieșiți ieftin? Na bine, păi de 3 milioane de euro. Cum să strici atâția bani pe un dig? Noi avem alte cazuri aici. Ați reparat școala, primăria? Nu, dacă s-ar putea consolida crâșma, că stă să se îmburge și dacă ne rămân ceva bani, ne-am face un teren de lapte gros. Treburi serioase, doamnă, nu dig. Dig ăsta, mă. Ok, și când vă apucați de treabă? Că văd că se cam stă. Imediat, doamnă, imediat. Numai să bem ceva. Vreți să beți înainte? No bine, că dacă nu bem, doamnă, ne tremură mâna. Vreți să punem digul greșit? Păi ok, și de ce nu beți odată și să vă apucați? Că-i prea dimineață, doamnă. A, și totuși nu beți așa de dimineață. Ba, bem noi la orice oră, dar încă n-o deschis crâșma. Unguru Bulan. Yes, I